Bună seara, doamnelor și domnilor, eu sunt Eugeniu Drubală, iar astăzi în studioul Unimedia îl avem pe ministrul afacerilor interne, domnul Pavel Voicu. Bună ziua! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și ați venit în studioul nostru. Domnule Voicu, cu 1 noiembrie se face un an de când dumneavoastră sunteți în funcție. Care este cea mai mare realizare de atunci și până acum? De noiembrie anul trecut și până acum? Odată cu primirea mandatului de ministrul de interne, clar că am elaborat o strategie de dezvoltare, în primul rând, al Ministerului Afacerilor Interne cu toate subziunile disconcentrate, bazate pe acordarea serviciilor de calitate cetățenilor, dar și îmbunătățirea condițiilor atât de muncă cât și de trai al angajaților Ministerului Afacerilor Interne. În acest an, nu numai Ministerul de Interne nu a reușit să-și ducă până la capăt acele strategii de dezvoltare, reieșind din situația care este în țară, pandemia, seceta, dar și pierderile enorme economice. Cu toate acestea, noi am reușit un lucru foarte important care revine Ministerului de Interne, să prevină, să descopere infracțiuni, asigurarea securității circulației rutiere. Și noi am reușit diminuarea infracționalității cu peste 3.000 de infracțiuni înregistrate și mai mult ne bucură că ne-a reușit anume infracțiunile excepțional și deosebit de grave. Atât ne-am axat mai mult pe prevenirea acestora, avem înregistrat un număr mai mic, totodată descoperirea sau stabilirea autorilor acestor infracțiuni este mai satisfăcătoare în comparație cu perioada analogică anului precedent. Aceasta este una din realizările de bază, fiindcă aceasta este cel mai important. Totodată și noi ne-am pus ca scop nu examinarea sau urmărirea, cercetarea infracțiunilor, dar prevenirea, așa cum și am menționat. Am crescut numărul contravențiilor, ceea ce ține traficul rutier, ceea ce ține de cazurile de huliganism, astfel dând o posibilitate atât cetățenilor să nu fie sancționați dur prin intervenția poliției și a stopa la timp, și pe de altă parte poliția a reușit să obțină acele rezultate despre care noi am vorbit. Trebuie să menționăm că și pentru angajații Ministerului Interne, cu toată criza care a existat, și cunoașteți, în 2019 au fost trei guverne, trei miniștri de interne, fiecare cu strategia sa de dezvoltare, cu și ultimul ministru până a prelua mandatul, clar că și-a dorit o restructurare, o reformă a Ministerului de Interne, lichidând direcții întregi cu un număr foarte mare de lipsă resurse umane, am reușit să stopăm fluxul. La asta am vrut să ajung, fluxul colaboratorilor de a se elibera, de a-și căuta un alt job în alte instituții și să îmbunătățim atât și condițiile de muncă. Noi, din 173 de sectoare de poliție, în acest an vom reuși să renovăm peste 40 de sectoare, ce ar presupune comoditatea cetățenilor de a se adresa la aceste sectoare de poliție, dar și efectivul să se afle în siguranță, dar și în posibilitatea de a examina diferite situații. Și sunt multe din realizări care aș putea să vorbesc toată emisiunea. Ați spus că a fost un flux în perioada fostului ministru. Câte persoane au plecat din sistem atunci? Dacă cunoașteți, aveți o statistică. Aș putea să spun ceva aproximativ, pentru că a trecut, cum ați spus, un an și îmi scapă cifra exactă. Deci a fost cel mai dureros atunci când, fără a verifica, a examina unele zvonuri despre anumiți polițiști, anumite subdiviziuni, a dispus lichidarea lor și trebuie să recunoaștem că acea direcție 5 au fost selectați cei mai buni dintre cei mai buni. Însă nu cu toții au comis infracțiuni. Ori noi vrem să avem un stat bazat pe drept și fără doar numai cu acuzații verbale
să determin pe polițiști să-și dea demisia. A fost dureros acești colaboratori în care statul a investit prin studii, academii, universități și peste 10 ani de practică în serviciu, aceștia se regăsesc acum în alte instituții, dar mai regretabil este că au plecat în afara Republicii Moldova să muncească. Ați spus că știți o cifră aproximativă, nu știți una exactă. Dacă nu-mi scap, era vorba de peste 1000 sau peste 800 exact, 803-805 funcții, însă s-ar putea să greșesc în cifre. Și aici... Păi ei au plecat sau au plecat în general din mai sau au fost... Au fost persecutați, unii de ei au plecat în concedii din îngrijirea copilului, fiindcă așa le permite legea, alții au dat mâinile jos și au plecat în altă parte, iar eu nu ascund că aproape pe toți cei mai buni am chemat, am avut o discuție, am verificat cazierul juridic, dacă nu cumva sunt sub urmărire penală și atunci când nu este... Nu sunt probe, sunt doar niște declarații și ele politice erau acele declarații. Mulți din ei i-am restabilit în funcție și am avut și careva critici din politicieni. Deci i-am întors în funcție, în serviciu, iar eu prefer să nu atrag atenția la declarațiile politice. Să revenim la persoana dumneavoastră, să fim puțin autocritici. Pe o scară de la 0 la 10, dumneavoastră, ce notă v-ați acorda? Mie în calitate de ministru? Da. Știți, o să pornesc de la aceea că întotdeauna este loc de mai bun. Și chiar sunt o persoană autocritică și zilnic îmi pun o notă ce am reușit să fac. Cred că depășește 7, poate 8. Să vorbim despre reforma poliției. Țin minte că din 2017 tot continuă. Are o finalitate sau nu? De fapt, începând cu anul 2016, cam toate instituțiile statului se află într-o amplă reformă. Ministerul de Interne nu este o excepție. Anume, începând cu anul 2016, a fost elaborată strategia de dezvoltare 2016-2020. Eu respect și o să respect în continuare cele reforme care sunt benefice, cum și am menționat, în primul rând pentru cetățeni, dar și pentru angajați. Ele sunt multe. Însă sunt și unele pe care consider că nu și-au atins scopul. Ce este bun, continuăm. Ce consider că nu este bun, dar împreună cu echipa și analizăm foarte minuțios aceste reforme, venim cu alte propuneri. Noi am reușit să îmbunătățim, în primul rând, calitatea serviciilor acordate. Trebuie să recunoaștem că, începând de la prevenirea și descoperirea, așa cum am menționat, descreșterea infracțiunilor, descoperirea acestor crime este una mai bună în continuare și crearea condițiilor pentru polițiști. Noi avem birouri mai bune, avem softuri performante, noi am îmbunătățit cam cu 30% garajurile Ministerului de Interne. Toate aceste 173 de sectoare au la dispoziție automobile, pentru că aceste automobile sunt cumva pentru reacționare operativă la chemări. Și dacă în trecut, sau când mi-am început eu activitatea, eram la o mașină de tăpat, stăteam în rând 7-10 colaboratori, iar foi trebuia să țigănim pe unii găsim, acum nu mai este această problemă. Avem și aici, mai avem încă multă de muncit. În acest an era prevăzut să procurăm și calculatoare și alte programe care să ne ajute. Însă, din cauza crizei economice legată de secetă și pandemie, deci noi nu am renunțat la aceste proiecte, doar le-am suspendat. Și acel proiect de monitorizare a traficului rutier. Noi urma, începând cu luna iunie, să implementăm deja prima etapă,
Însă din cauza că bugetul a fost un auster, noi l-am suspendat și începând cu anul 2021 o să ne întoarcem la acest proiect. În acest an, din cauza pandemiei și a secetii, câți bani au fost tăiați de la buget? Eu o cifră exactă acum, nu știu dacă pot să vă dacă spun. Dacă puteți să vorbiți în procente, ca să înțeleagă mai bine oameni. Trebuie să mă informez, să vă spun suplimentar, însă totuși noi am avut mai multe ședințe cu miniștri, în special și eu cu domnul ministru, viceprim-ministru, ministrul a finanțelor. Evident că fiecare ministru a încercat să justifice că acel buget pe care a fost aprobat la începutul anului este unul important și firesc pentru minister, însă trebuie să înțelegem că este Ministerul Sănătății care acum este în prima linie și Ministerul de Interne care noi preferăm să spunem că și noi suntem în prima linie și avem nevoie de acel buget. Nu ne-am oprit, doar am tăiat din... se poate dispus din luxul care am putut să-l avem. Reparații la sedii, unele mijloace de transport, autobuze, calculatoare, dar am lăsat acele proiecte de bază, ca ele să aibă o finalitate, o continuitate, fiindcă aici trebuie să fim atenți și cu partenerii noștri de dezvoltare. Avem un angajament față de ei și noi nu vrem să... Să ne referim acum la încrederea populației în MAI, dacă putem să ne referim și separat la poliție. Vorbesc de poliția de patrulare, din inspectorate. În 2017 a fost un apogeu, dacă nu mă greșesc, în sondaje la nivelul încrederii. Cum se explică faptul că din 2017 până în prezent 2020 nivelul încrederii a scăzut atât de mult? Dar de ce credeți că a scăzut? Atât sau de unde v-ați informat? Sondajele arată. Dar din care sondaje să le cunosc și eu? Toate sondajele. Ba nu. Aici vă contrazic și noi toți studiem sondajele și chiar din anul 2016 până în anul 2021 și inclusiv 20 și inclusiv în acest an, noi suntem într-o creștere continuă la sondajul încrederii cetățenilor. Și dacă noi în 2016-2017 procentul de încredere era de 25%, acum toate sondajele pe care le facem și noi arată mai mult de 44%. Și dacă ne referim doar la anul 2020, dar și 2019, care a fost un an dificil, problematic, cu destabilizări politice, așa cu trei guverne și... deci a fost un an dificil și 2020. Noi am reușit prin activitatea zi de zi și mai mult dialog cu cetățeni. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă o să-mi spuneți de unde v-ați informat, o să mă informez suplimentar și atunci putem face alte dezbateri legate doar pe... și noi, iarăși, aici este loc de mai mult. Aceasta este una din prioritățile poliției, Ministerului de Interne, ca cetățenii să-și recapite acea încredere în poliție, fiindcă numai prin dialog, prin încredere, noi vom reuși să soluționăm problema infracționalității, contravenției, comportament antisocial și toate acestea. Dar aici, dacă vă referiți la poliția de patrulare, poate a fost un suspans de jumătate de an, atâta timp cât s-a desfășurat reforma în Inspectoratul General al Poliției. Noi am transformat această subdiviziune din Inspectoratul în INSP. Am analizat și care este potențialul acelor conducători și efectiv angajat. Am mai făcut o selectare. Mergem, apreciez satisfăcător, zic loc este de mai bun și o să tindem în direcția aceasta. Dar cum se explică faptul că cetățeanul de rând nu are încredere deplină în polițistul, de exemplu, care este în sat sau... Sunt mai multe aspecte la acest capitol. Atunci când se desfășoară sondaj, noi avem un număr de 16.000 de infracțiuni, peste 16.000 de infracțiuni înregistrate în acest an.
50% infracțiuni sau noi la ziua de astăzi avem o descoperire de 67%. Nu, spunem 50% din aceste infracțiuni nu sunt descoperite. Și atunci este pătimașul care are tată, mamă, fiu și ei își pierd încrederea atunci când nu este, spunând că poliția nu a întreprins toate măsurile pentru a descoperi aceste infracțiuni. Și se întâmplă nu numai la noi în țară, față de, și de țările vecine, atât tendința de diminuare a infracțiunilor, dar și descoperirea este mai bună, nu știu cât de politicos sunt dacă spun acest lucru, dar cetățenii așa percep. Cealaltă jumătate, care deja sunt stabiliți autorii infracțiunilor, sunt infractorii, care iarăși, cât de corect n-ar fi fost polițistul, o să se expună negativ. Trebuie să recunoaștem că avem și din angajați care sunt aroganți și noi muncim mult aici, mai ales cei de la patrulare. Colegial încerc să înțeleg că ei nu activează doar 8 ore și sunt, îi vedeți în stradă începând cu fluidizarea transportului de la orele 7 și terminând pe la orele 9-10. Au și ei o limită la dineri, însă ei au știut atunci când s-au angajat că este și o să existe acest stres emoțional, ar trebui să lasă aroganța și să fie corecți cu toți conducătorii sau toți participanții la trafic. O întrebare, dar încrederea cetățeanului în poliție se explică și prin faptul că fenomenul corupției este prezent în cadrul activității poliției sau nu? Aș veni și cu o întrebare la dumneavoastră. Când erați copil mic și ceva, făceați vreo poznă, mama vă spunea că dacă noi să fii cu minte, chem poliția? Nu. Cu regret, prin mai multe localități, ați fost un copil cu minte și exemplar. Deci, acesta se întâmplă din procesul nostru de viață, de mic copii. Deci, se transmite acest stereotip că poliția este vinovată în toate. Vine poliția, chem poliția, a reținut un infractor, poliția l-a transmis organul de urmărire penală, primește o decizie, procuratura, infractorul apare cumva, nu știu, fie arest la domiciliu, fie este eliberat și nu vin cu careva obiecții. Examinează. Atunci și toți înțeleg, odată ce polițistul l-a reținut, polițistul i-a dat, l-a eliberat. Instanța de judecată îl achită, îi dă o amendă și nu stă închis, fiindcă așa prevede codul penal, articolul din codul penal. Toți cei dintr-o localitate zice, băi, da, ăsta l-a luat poliția și acum este acasă. Păi, gata, au dat bani la poliție. Sunt mulți factori care influențează aprecierea obiectivă a polițiștilor și aici noi ne dorim să avem un dialog cât mai deschis cu cetățenii. Noi suntem antrenați permanent în dialog, să discutăm, chiar și mai multe participare la mai multe evenimente, emisiuni, unde să informăm cetățenii care este activitatea specifică a poliției și până unde are competența și limitele. Vă pot spune că declarațiile dumneavoastră contravin raportului CNA din ianuarie prezent, că precum MAIU ar fi una dintre cele mai corupte instituții din stat? Nu este o contrazicere. Noi avem peste 17.000 de angajați. Și dacă să luăm sumar numărul de infracțiuni și persoane atrase la răspundere pentru corupție, este firesc în comparație cu Ministerul Educației sau cu alt minister, unde au 3, 4, 5.000. Dar dacă vorbim procentul raportat angajați comitere a unor abateri, atunci o să vedem alte cifre. Totodată, polițiștii. Noi trebuie să facem o claritate atunci când vorbim poliția. Noi avem vedere, de multe ori se încurcă și se spune că este Ministerul de Interne. Noi avem cu mult mai multe subdiviziuni care nu fac parte din Inspectoratul General al Poliției. Dar noi avem în stradă, sau polițiștii sunt peste tot, începând de la hotarul țării, atunci când traversează frontiera, avem polițiștii de patrulare, avem ofițeri de urmărire, ofițeri de sector, ei sunt peste tot. Și ei sunt mai expuși riscului de a fi mituiți.
eu apreciez pozitiv că în acest an, în premieră, polițiștii de la patrulare, o să menționez lucrul acesta, au înțeles că acest flagel o să ne distrugă pe noi ca autoritate a statului și ca polițiști. De aceea noi avem peste 117 dosare penale pornite pe corupere activă sau acei cetățeni care propun mită polițiștilor. Aceasta mă face să cred că au înțeles unii din ei, însă mai avem și din cei care încă nu au înțeles. Nu o să fac un secret, dar documentăm și acum mai multe cazuri implicați polițiști. Dacă ați putea să ne spuneți câte? Sunt mai multe, dar nu vreau să periclitez sau să încurc organele de urmărire penală. Noi în permanență monitorizăm pe cei care avem informații. Nu primim decizie, doar o informație. Dar având acea sunet și noi avem și servicii specializate, SPIA, inspecția pe efectiv, avem linia fierbinte 1520, atunci când primim o informație despre o persoană, despre o angajată, îl monitorizăm și chiar în studio îi atenționez pe toți colegii mei, cei care continuă sau au și comis cazuri de corupție, să se dezică, pentru că noi avem o colaborare foarte bună cu CNA, cu Procuratura Anticorupție, dar și cu SPIA. Dumneavoastră ați luat vreodată mită? Nu. Niciodată? Niciodată. Să vorbim acum despre poliția de frontieră. A fost a guvernării să le... Se consideră mită când servesc cu cineva o șampanie, pentru că în virtutea funcțiilor pe care le-am avut, neavând nicio obligativitate, mi-am făcut prieteni, am servit și un pahar de șampanie, am ieșit cu ei și la o frigăruie. Consider că aceasta nu este vorba de mită, pentru că nu le-am acordat careva servicii. Dar se numește relații interumane. Exact. Vorbeam de poliția de frontieră. Fosta guvernare se lăuda că a anihilat mai multe scheme de contrabandă. Unele au revenit sau nu? Dumneavoastră ați continuat cei ce au început ei sau nu? Eu cred că întrebarea ar trebui să fie un pic altfel. Ce face statul ca să prevină și să combată contrabanda? Deoarece acest flagel, acest gen de infracțiuni este o problemă actuală și nu numai Republica Moldova, deoarece dacă noi vorbim de contrabandă aici, vorbim și de țările vecine, fiindcă altfel nu poate să nu fie implicați. Dar ar trebui să spun din start că angajații Ministerului de Interne nu au competența de a ancheta cazuri de contrabandă. Și iarăși cetățenii încurcă, auzând despre acestea, spune că poliția nu face nimic. Acestea sunt competențele VAMEI, sunt competențele PCCOX, Procuratura Anticorupție, atunci când sunt implicați și funcționari publici. Cu toate acestea, de fapt, noi suntem la prevenirea și curmarea cazurilor de contrabandă, deoarece polițiștii de frontieră sunt responsabili de zona verde a frontierei, pe acolo pe unde sunt tendințe de a trece contrabandă. Obiectul contrabandei este țigările și ați văzut, am avut și rețineri recent. Nu au fost preluate niciun fel de scheme, ba chiar am prevenit unele din ele. Și dacă să raportăm la perioada analogică a anului precedent, în anul precedent au fost, dacă nu greșesc, au fost 3 infracțiuni anchetate de către Ministerul de Interne pe contrabandă. Anul acesta noi avem 7 din ele și iarăși documentăm încă. Sper că o să fie realizate, fiindcă acumulăm și am acumulat probe pe unele cazuri. Nu. Deci noi am redus acel potențial pe care îl avea contrabandiștii de a tranzita frontiera Republicii Moldova. Colaborăm, cooperăm foarte bine cu România. Avem recent reținut o grupare în comun, cu schimb de informații. Dar rămâne de muncit cu toții. Cele mai multe tentative de contrabandă, cum le spuneți dumneavoastră, unde au loc? Pe segmentul României sau segmentul transnistrian? Și.
Deci este o tendință de a... Este curios acest fapt că țigări vin și din regiunea... Țigările care fac obiectul contravenției, contrabandei, vin și din direcția Ucrainei și pleacă de la noi în direcția Ucrainei, însă spre România doar de la noi. Înțeleg, dar cum este posibil ca să treacă de ochii vamișilor? Eu nu cred că, că acele zvonuri care s-au vehiculat, unii care se dau mari luptători contrabanda, are dreptul la viață, părerile lor, fiindcă frontierele au fost nefuncționale, practic, 3 sau 4 luni de zile. Noi, era imposibil ca să, prin posturile de trecere, mă refer, și nu a traversat nici transport, nici autocare, nici rutiere. Practic am avut un număr foarte limitat de călători, prin fluxul a fost foarte mic prin aceste posturi și atunci când spune că s-a majorat numărul de cazurile de contrabandă prin posturile de trecere, acestea au fost doar niște țipete așa ca să fie observați cumva. Ce ține de zona verde? Da, sunt tentative și avem documentate cazuri haioase. Și dacă o să vă spun că am reținut și o persoană care cu aqualangul, scafandru îmbrăcat și două cutii le trecea în partea aceea României. Este dificil acest segment al prutului, a râului Prut, să fie acoperit numai cu polițiști ca să stea la fiecare colț. Lucrăm, ne bazăm mai mult pe patrulări, informații, dar avem și tehnologie avansată care scanează, depistează și împreună cu colegii români a reușit mult. Dar din păcate sunt rapoarte care spun că este o contrabandă masivă și iar țigările noastre ajung până în Marea Britanie. Sau nu e corect? Dacă îmi spuneți de unde iarăși a ieșit, este doar un zvon. Este, dacă Marea Britanie documentează asemenea caz și face referire la autoritățile din Republica Moldova, clar că trebuie să ne îngrijorăm. Dar dacă iese ăsta în Vasăloi care spune că numai el a fost erou și spune, nu cred că trebuie să ne aliniem la tot ce spune el. Repet, tentative sunt. Cazuri sunt, noi ne autosesizăm, inclusiv și ce a declarat domnul Vasăloi, ce a declarat domnul Petic, noi de fiecare dată am înregistrat, ne-am autosesizat și o să le fiu mulțumit în continuare dacă o să prezinte aceste informații și o să vadă că noi le realizăm, nu le mușamalizăm cum se încearcă să redea. Vreau să ne referim acum la parcările ilegale din capitală. Da, aceasta este o problemă. Aceasta este o problemă foarte mare și sunt foarte multe plângeri din partea locuitorilor. Cum acționează poliția în acest caz? Pentru că vedem, Ștefan cel Mare, sunt foarte multe mașini parcate, chiar dacă este interzis. De ce ele nu sunt amendate și de ce poliția nu acționează? Ba, poliția acționează. Aici ține mai mult de educația fiecărui conducător din mijloc de transport și în special... La noi sunt foarte mulți dintre aceștia care se consideră că lui se poate. Din start, municipiul Chișinău, când a fost proiectat pentru un număr care să ajungă până la 200 de mii, dacă nu scapă ceva, 200 de mii de unități de transport. La moment, cred că depășește 700-800 de mii. Este un număr foarte mare, lipsește drumul de ocolire a municipiului Chișinău și atunci când se dorește să traverseze sudul cu nordul, estul cu vestul, neapărat trebuie să traverseze și municipiul Chișinău. O altă problemă a fost că acei primari care au acceptat să elibereze proiecte de urbanism au permis să construiască complexe întregi cu peste 1000 de apartamente și era din start să facă o analiză ce se întâmplă dacă 1000 de automobile apar pe un segment, pe un transport
Și pe de o parte ține de educația fiecărui cel care conduce mijlocul de transport, dar pe de altă parte el este pus într-o situație să parcheze neautorizat. Nu are ce face cu ea. Ar trebui să meargă la Bacioi, să o lase acolo și să vină acasă, aici în oraș. Pe ce face? Este o problemă nu numai a poliției, că ați spus ce face, de ce poliția nu face nimic, este o problemă noastră a tuturor. Avem o colaborare bună cu domnul primar și recent vineri, joi, am avut o ședință cu toți factorii de decizie de la primărie, dar și de la IGP, unde am pus în discuție și problema parcării neautorizate, opririi neautorizate sau abandonarea unor mijloace de transport, că avem și din acestea. Cunoașteți că luna precedentă a fost primită o hotărâre de guvern, a fost adoptată o hotărâre de guvern pentru a desfășura licitația de a identifica un agent economic care să ridice unitățile de transport și să asigure parcarea, paza lor, contra plată. Urmează în 10-20 de zile, fiindcă sunt niște condiții, trebuie să aibă acele evacuatoare, ca să începem să evacuăm în primul rând acele mijloace de transport care strică și aspectul vizual al orașului. De multe ori preturile oferă comerț temporar, sezonier, în anumite intersecții și pun unitate de transport de 20-30 de ani, o folosesc ca depozit, alții lasă remorcile. Cred că începând cu 15-20 de zile o să se simtă o răsuflare în acest sens. Vorbim doar de cele abandonate sau și de cele parcate? Unitățile de transport vor fi ridicate atunci când se creează impedimente mijloacelor de transport special, pompierii, ambulanțele să intervină pentru a salva. Cei care au parcat neregulamentar, automobilele care nu este posibilitate de a fi identificat stăpânul sau de multe ori nu sunt plăcuțele de matriculare. Și acestea sunt, trebuie să văd. Nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, săptămâna trecută cei de la Stop Ham au făcut un video unde în sectorul Rășcani a chemat poliția pentru că mai multe mașini erau parcate ilegale, simplu mamă cu copilul cu cărujorul nu putea trece. În cazul de față, ar putea veni evacuatorul să ia mașina de acolo sau nu? Perfect, exact. Ok, respectiv. Este vorba de o parcare neregulamentară, iar trotuarele sunt destinate pentru pietoni și nu pentru deplasarea sau parcarea unităților de transport. Și aici noi trebuie să oferim și o alternativă șofierilor. Atâta timp cât n-o să le oferim această alternativă, o să fie o nemulțumire și din partea conducătorilor autoșosei. Divizăm cumva în două grupe, cei care îi deranjează parcările neautorizate sau abandonarea, lăsarea automobilului la îndemână și cei care spun că dați-ne o alternativă. Deci, temporar, noi avem un teren unde se aflau carabinierii în spate la Procuratura Generală, în sectorul centru. O să vedem, să identificăm și alte locuri. Am discutat acest subiect cu domnul primar, care o să ofere posibilitatea, atunci când o să găsească locuri pentru parcare, agenții economici să facă aceste parcări etajate din construcție ușoară, nu capitală, din metal. Înțeleg. 2-3. Vreau să mă refer pe scurt la evacuarea mașinilor. Ce volum de mașini ar putea fi evacuat în parcări? Atunci când a fost făcut caietul de sarcini pentru agenții economici care să participe la această licitație, noi am prevăzut să fie peste 150 de unități de transport, capacitatea păstrării, fiindcă din momentul când noi luăm în custodie acest sau ridicăm acest transport, noi purtăm toată responsabilitatea ca să-i păstrăm integritatea acestui automobil și condiții. Și ce va trebui să achite șoferul? Urmează să elaborăm un regulament atunci când își începe
activitatea această firmă. Există posibilitatea să achite și transportarea și prețul? Dar nu există șansa. Cred că obligatoriu o să achite serviciile operatorului, serviciile de remorcare și transportare, serviciile de pază. Și aici, de acum, agentul economic își face o agendă. În prima zi ai venit, ai luat-o, ai achitat amenda, costă o sumă, următoarea zi altă sumă. O să analizăm mai multe modalități, în așa fel ca nici să nu jupim din start pe cei care nu respectă, dar să fie o lecție pentru ei. Să se responsabilizeze. Vreau să mă refer acum la cursele nocturne. După acel accident pe Ștefan Cel Mare, intersecție cu Ismail, o perioadă poliția de patrulare s-a văzut implicată mai mult, iar după câteva luni activitatea ei a scăzut. Ce face în continuare cei de la INSP cu cursele? Credeți-mi că este în atenția noastră și în continuare, fiindcă este vorba de securitatea cetățenilor și nu pentru... Și nu-i neapărat acei care nu au grijă de sănătatea lor. Sunt multe persoane care nimeresc în accidente rutiere din cauza lor sau care respectă, dar din cauza că unii nu respectă, au de suferit. Noi am, și o să mă întorc puțin înapoi, noi ne-am dorit foarte mult că acel proiect de instalarea camerelor de supraveghere, în primul rând să începem din municipiul Chișinău, o să fie realizat până luna ianuarie, prima etapă, iunie-ianuarie. Uh-huh. Aceasta era o oportunitate de bază, fiindcă nu avem posibilitatea să instalăm polițiști la fiecare intersecție. Și o să vă dau un exemplu. La nord, o patrulă, un automobil de la patrulă, deci era stopat cu girofarul pornit cu scopul de profilaxie, fiindcă așa suntem noi. Când vedem că este poliția sau îmi face cineva un flash, stopăm. Șoferul, unul din șoferi, din infractori, îi spun acum, a mers în drept cu polițiștii care aveau și acel radar, a respectat regulile circulației rutiere, viteza, și după 5 km, De la acel post al poliției, deci din cauza excesului de viteză, accident rutier și au decedat două persoane. Trebuie de înțeles. Avem mult de muncit și nu numai poliția, cu toții. Urmărim și după rețelele de socializare și aceasta chiar este și un izvor de informații. Arăta recent și la un post de televiziune cum a depășit pe contrasens un automobil. Aceasta ne ajută să identificăm, să atragem la răspundere penală. Noi am pregătit și un proiect de lege cu niște sancțiuni mai dure. Și atunci când un proiect, și atunci când l-am discutat, l-am pus în discuție la un post de televiziune, am avut multe critici de la diferite categorii de cetățeni, în special cei care conduc, că este prea dur să asemenea sancțiuni și nu e neapărat să venim cu sancțiuni, dar să îmbunătățim infrastructura, să creăm unele terenuri, unele trasee specializate pentru cei care vor să-și revarse adrenalina. O fi corect, însă statul încă nu este pregătit să cheltuie bani pentru a crea curse pentru cei care nu le ajunge adrenalina. Noi în continuare o să monitorizăm și o să-i documentăm, dar este deja și sancțiune penală pentru depășirea. Nu pentru depășirea, dar pentru competiții neautorizate cu viteză. Anterior se spunea că unii polițiști protejează cursele din Chișinău. Este adevărat sau nu? Până la acest moment nu a fost documentat nici un polițist. Aș regreta foarte mult dacă să se întâmplat asemenea lucruri. Nu cred că un polițist de la patrulare care știe riscurile și consecințele care pot surveni ar putea să accepte să acorde acoperire sau protecție acestora.
Nu avem documentate asemenea cazuri, doar la nivel de discuții și dacă prin intermediul postului dumneavoastră sunt cetățeni care cunosc asemenea cazuri, eu chiar rog să se adreseze. Ok, vreau să mă refer acum la alt subiect. Anul trecut a fost un ministru de interne, domnul Năstase, spunea că a fost găsit un depozit cu arsenal, cu muniții la Moldova Film. Ce s-a întreprins de atunci, pentru că deja am trecut deja mai mult de un an de zile, pentru că au fost găsite 700 de kilograme de explozibil, muniții, substanțe chimice, au fost depozitate în altă parte, au fost distruse sau cum? Sau au fost, doar niște declarații că se lucrează? Nu, a fost... am zis că să evit unele persoane care acum sunt lansate mai activ în politică pentru a... au proteja poliția, instituția pe care o conduc să le facă jocurile. Eu în acea perioadă eram ministrul apărării și clar că era vorba de niște explozibili, era și firesc să mă prezint și eu la fața locului, dar care multe din ele nu prezentau un pericol, adevărat că erau și din cele care prezentau un pericol, într-un depozit la Moldova Film folosite pentru filmări. Erau cartușe oarbe, erau niște detonatoare. Aceste substanțe au fost preluate de Ministerul Apărării, fiindcă ei sunt responsabili de detonare, de distrugere acestor substanțe explozive și nu vă pot spune, deoarece a trecut acuș un an. Nu vă pot spune cu certitudine ce s-a întâmplat cu ele. Dar cu siguranță au fost distruse, fiindcă ele nu erau bune de păstrat în continuare. Dar ce pericol prezentau ele? Să nimerească pe mâna persoanelor rău intenționate și aceste explozibili, având un explozibil, punându-i, având poate chiar și cunoștință de a confecționa o bombă, sau acel lichid, din acel conținut din cartușe putea fi folosit și la altceva. Acolo era și un lichid foarte, foarte ușor inflamabil, în container special. Era. Dar cine le-a depozitat acolo? Se cunoaște? Cred că de acum mai creștea un pământ, era un depozit doborât peste ele. Întâmplător le-au găsit. Nu am mai intrat prin depozitele cele, cred că, 10 de ani. Sunt pe timpul Uniunii Sovietice și de pe anii 50-60. Domnul Năstase spunea că erau atât de puternici încât putea să distrugă jumate de telecentru. Eu nu știu dacă domnul Năstase este specialist în explozibil. Așa a făcut o declarație, domnule. Zilele trecute, presa a fost pusă pe jar de un incident. O fetiță de 13 ani de la Băcioi a dispărut, după care a fost pe câteva zile găsită la Strășeni, în casa unui prieten, în vârstă de 21 de ani. Dacă puteți să ne spuneți mai multe detalii despre acest caz, dacă cunoașteți? Pe noi ne îngrijorează mult problemele cu minorii, deoarece în ultimii 5-7 ani de zile, având accesul la rețelele de socializare, la mai multe programe, care nu sunt tocmai cele mai bune sau să fie din cele patriotice. Diferite jocuri care îi influențează cumva pe tineri. Avem cazuri de minori de sinucidere, avem cazuri de abandonare a domiciliilor, iar de fetița despre care vorbiți, nu aș fi dorit să-i divulg intimitatea sau să discut despre aceste probleme a persoanei. Deci este vorba de o dragoste într-un băiat care i-a spus că s-a terminat dragostea. Și... Pe noi ne interesează. Fetița a fost abuzată sexual? Sau... Nu. În discuția specialiștilor și psihologului, domnișoara fetiță nu a declarat că a fost impus, abuzat, amenințat, șantajat la acest moment. Vreau să ne referim puțin la cazul Brăguță, la aproape de 3 ani de la moartea lui. Doar o singură persoană a fost ispătește pedeapsa în gratie, restul a fost, dacă putem să spunem, eliberați.
Dumneavoastră, ce puteți spune la acest caz? Dacă cunoașteți, dacă persoanele din cadrul acestui dosar sunt reangajate în cadrul MAIU sau nu? Când a avut loc această infracțiune, eu nu făceam parte din factorii de decizie care urma să mă interzez, să întreprindă careva măsuri de urmărire penală. Cunosc doar din știrile pe care le-am privit și eu atunci. Chiar dacă acum aș fi dorit să mă interesez în continuare sau să intervin, nu cred că am posibilitate, deoarece cauza se examinează deja în instanța de la Botanica. Uh-huh. Iar toate persoanele care se fac vinovete trebuie să fie atrase la răspundere și este vorba de viața unui om. Nu mi-amintesc câți erau la număr ca suspecți, apoi bănuiți, învinuiți, dar din câte știu, patru din persoanele care figurează pe dosar, având diferit rol sau diferite acțiuni, acțiunile care au fost calificate ca infracțiuni, sunt patru, însă ei de către instanță nu au fost nici suspendați, nici ordonanța procurorului de a fi suspendat pe această perioadă. În cazul dacă vor fi găsiți vinovați, clar lucru că voi întreprinde măsurile de rigoare. Adică ei în continuare și lucrează în cadrul Cred că trebuie să mă informez suplimentar, dar din câte știu, fiindcă a fost un caz răsunător, mediatizat și am întrebat cu ce s-a terminat încă în primăvara acestui an, cu ce s-a terminat acea anchetă, la care mi s-a raportat că patru din ei, nefiind suspendați din funcție nici de procuratură și nici de instanță, noi nu putem să îi eliberăm de funcție. Ar trebui ce să fac? Să comit eu un abuz sau îi eliberez pentru ce? Okay. Dar condamn acțiunile, dacă vor fi găsiți vinovați, condamn acțiunile lor. Anterior a fost, acum 10 luni în urmă, un actual candidat la funcția de președinte a spus că va oferi 200.000 de lei, este vorba de Renatu Satei, a spus că va oferi 200.000 de lei inspectoratului de poliție Bălți pentru dezvoltare, pentru a cumpăra unele componente, calculatoare. Întrebarea este, polițiștii au primit ceva sau nu? Cred că îi facem reclamă acum, fiindcă oricare pronunțare sau cumva e o reclamă. Da, eu cunosc că m-a informat șeful inspectoratului de atunci de la Bălți, precum că Renato Osat îi intenționează să le dea bani. Și eu am zis, și cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Bă, nu-l văd bine. Corect, nu-l vedeți bine, fiindcă că nu este corect. Spuneți-i domnul primar să facă ceva pentru comunitate. Să ilumineze, să spună că, uite, din partea poliției, noi iluminăm o stradă. Dar cel mai bine să instaleze camere de supraveghere care să monitorizeze atât parcurile, dar traficul rutier și să spună, ia că am făcut și pentru poliție, și pentru comunitate, și pentru primărie. Din câte sunt informat și am văzut chiar și o știre, curios știrea de unde a apărut, vreau să verific încă o dată, dar din câte mi-a raportat colegii de la Bălți, nu a apărut nimic, doar a fost o declarație, oferă 200.000 și au fost niște tentative să vină, să identifice o stradă, dar s-a uitat de toate acestea. Înțeleg. Am vorbit la începutul emisiunii despre Direcția 5. La moment, cine se ocupă de interceptări? Doar organele competente și numai cu încheierea judecătorului de instrucție. Înțeleg. Ați declarat la început că, într-un fel, vă pare rău că această direcție a fost anihilată de către fostul ministru, pentru că acolo erau persoane care se ocupau, erau persoane profesioniste. Intenționați cumva să o restabiliți sau nu? Nu, nu-mi pare rău. Desființez o direcție, pot să înființez alta. Era vorba de peste 150 sau 170 de polițiști. Am spus eu
chiar statul a investit în ei, trebuia să fie documentați cei care au comis abuzuri și să fie atrași la răspundere și dacă sunt dintre cei în calitate de ministru și dacă mai sunt dintre cei care activează în prezent, eu personal o să-i pun cătușă. Însă am spus că regret că nu ținem cont de prezumția nevinovăției. Noi spunem că vrem să facem ordine în țară, să respectăm prevederile legale și totodată comitem niște abuzuri. Ori așa nu se poate. Să ne referim acum la pandemie. La începutul pandemiei, până în acum recent, polițiștii aplicau foarte multe amenzi. În ultima perioadă, să vorbim, ultima lună, ce amenzi au fost aplicate și care este valoarea acestora, dacă cunoașteți? Noi, într-adevăr, ne considerăm poliția și carabinierii la fel, dar toți angajații Ministerului Interne considerăm că suntem în prima linie împreună cu medicii. Cea mai specifică și mai grea povară le revin medicilor, dar apoi polițiștilor. Și trebuie să înțelegeți că în afară de activitățile noastre polițienești, mai stă în sarcină și să prevenim cazurile, să monitorizăm cum se respectă acele cerințe a Comisiei Naționale Sănătate Publică, dar totodată să patrulăm acele locuri interzise, mă refer parcuri, terenuri de joacă pentru copii, unii agenții economici, activitatea cărora până nu de mult a fost stopată sau suspendată, acum și-au reluat activitățile pentru că se permite și unele evenimente unice, cum ar fi nunți cu mătrii, și iarăși ar trebui să punem câte un polițist la fiecare casă de nunți să înceapă a număra câte persoane sunt, este foarte dificil. Noi, de la început, am venit cu amenzile care erau prevăzute, în primul rând, de articolul 76 prim, sancțiunile erau foarte dure, mulți chiar se conformau din acest considerent, apoi Curtea Constituțională a considerat că sunt prea dure și pot fi sancționați de la 1 leu până la suma mai mare, dar nu ne punem ca sarcină, ca scop să avem cât mai multe sancțiuni aplicate. Noi, ca scop, avem doar să informăm, să venim cu recomandări și să-i convingem să respecte o parte sau să se dezică de anumite acțiuni care contravin acestor cerințe. Dar până la urmă au fost amenzi aplicate în ultima perioadă? Da, au fost aplicate. Bine, nu am o statistică, dacă m-ați întreba astăzi, ori mâine, câte o să fie, nu știu. În total avem 6.954 de amenzi aplicate. Da, vezi dintre, o sumă? Dintre care 659 sunt persoane fizice, sunt acei care nu au respectat, și aici intră persoanele care la moment acum vin din zona roșie, așa cum avem preferință să spunem, sau nu au refuzat să stea la autoizolare, poliția de frontieră îi depistează sau nu au completat sau au completat acel fiș epidemiologic și nu au respectat. Cei care au fost în contact direct cu persoanele contaminate, și noi această listă o avem renovat, înnoită sau o avem împrospătată în fiecare zi, că avem o colaborare foarte bună cu medicii, dar și cei care nu respectă unele prevederi în transportul public, în alte încăperi, avem pază 6 de documentați, mă refer la cultele religioase, atunci când era interzis acele slujbe, dar și la momentul actual, dacă depășește numărul de 49-50 și 155 de agenți economici, aceștia sunt acei care iarăși nu au respectat prevederile comisiei. Ce bani? Suma totală aplicată este de peste 65 de milioane, iar achitarea este cam aproximativ 30% din această sumă. Înțeleg, dar câte dintre ele au fost contestate? Dacă cunoașteți cumva? O să vă dau o statistică cam de vreo 2 săptămâni în urmă. Era vorba de 237 de cazuri.
dintre care cam vreo 20-30 au fost clasate contravenție. Pe scurt, la ce perioadă se referă datele acestea? La ziua de astăzi. Anume? Astăzi. La, până la ora 17. Dar de când? De la începutul, de la 1 martie. De la 1 martie, am înțeles. Cu privire la nunți, de vineri la noi se poate de făcut nunți. Cum acționau polițiștii? Verificau informațiile care veneau la 112 sau? Noi avem și o informație referitor câte sunete s-au făcut prin intermediul 112, înștiințați autoritățile pentru cazuri de încălcare a regulamentului. Încălcare. Și o să este de 870 de 4782 de apeluri, unde suntem informați de diferite situații, fiindcă și cum să procedeze în așa caz când persoana trebuie să stea în autoizolare, fiindcă a avut contact cu, și noi monitorizăm persoanele prin intermediul telefonului sau surselor care le avem surse. Primarul, consilierii care sunt pe loc, avem o colaborare foarte bună, dar vecinul spune că nu este indiferent de sănătatea lui și băi, da, vecinul meu a ieșit și a plecat și apoi îi prindem prin rutiere, prin autobuze sau la freză. Sunt și cazuri când i-am luat direct de la frizer, din scaun. Fiindcă irresponsabilitatea ne costă, pe toți o să ne coste. Și cu părere, cu regret, tot mai puțin respect prevederile Comisiei Sănătate Publică și noi avem ceea ce avem, un număr foarte mare zilnic de persoane contaminate. Dacă ne referim în continuare la nunți, anterior a fost un subiect foarte mediatizat, nunta fiului premierului. Ce fac oamenii legii în privința acestui caz? A fost anchetat, a fost... Ați vorbit cu cine? Indiferent a premierului sau altcineva, noi toți trebuie să fim egali în fața legii. Acest caz a fost mediatizat, dar el s-a încercat cumva să fie politizat, fiindcă mai întâi de toate trebuie să înțelegem cu toții că prim-ministru este o persoană protejată și atunci când își dorește cineva să intre în viața lui personală, clar că nu se permite, nu se poate. Însă a fost format 112 de către persoane stabilite de noi, unde au anunțat că are loc o nuntă și sunt mai mult de 50 de persoane. Noi am înregistrat acest caz, la moment se află încă în examinare. Am discutat și cu administratorul și cu chelnerii, cu bucătarii. Suntem în desfășurare anchete. Dar cu premierul dumneavoastră ați discutat sau nu? Da, am discutat. Și dumneavoastră ce a spus? A spus să întreprindeți măsuri conform legislației în vigoare. Dar dumneavoastră spune că a fost tot ok și nu a încălcat nicio... Posibil de asta și a spus să întreprindeți măsuri conform legislației în vigoare. Dacă o să fie abateri, mă informați și pe mine. Înțeleg. Vreau să mă referesc, să ne referim acum la pensia polițiștilor. Acum se atestă o scădere a numărului de angajați în cadrul MAI. Credeți cumva că ieșirea la pensia polițiștilor prea devreme influențează numărul mic al angajaților din MAI? Plecarea la pensie prea devreme? Da. Eu cred că aceasta a mai rămas unica facilitate pe care are un polițist. Și nu cred că este prea devreme plecarea unui polițist după o activitate de 25 de ani în sistem. Și ce dacă am înțeles corect întrebarea? Da. Dar pentru să vă dau niște explicații. Polițiștii nu au o normă în activitate sau nu au un timp normat. Atunci când neprietenii, să zic,
polițiștilor spun că da, este codul muncii și el trebuie să fie respectat și el trebuie să se răsfrângă către toți. Și polițiștii trebuie să iasă la pensie exact cum ies la pensie alte categorii de cetățeni. Dar când vorbim de alte activități caracteristice, activității spun, da, el a depus jurământul și să facă cum a depus jurământul. Și închipuiți-vă pentru un moment că, să zicem, pompierul iese la fața locului, începe să stângă focul, să uită ora 17, lasă furtunul și eu plec acasă. Sau atunci când începi să urmărești un infractor sau documentezi o infracțiune, iar ai lăsat totul și ai plecat acasă. În afară de aceasta, noi activăm și sâmbăta și duminica și de zile de sărbători și de Paști și de Crăciun în toate zilele. Dar este și un factor psihologic. Și aceiași colegi de la patrulare, dar și ofițerii de urmărire penală, atunci când participă la chestionarea unor cazuri de omucideri, de accidente rutiere cu deces, acesta este un stres extraordinar. Eu consider că nu este de vreme plecarea polițiștilor după 25 de ani de activitate, fiindcă atâta este la etapa actuală în Republica Moldova resursul unui cetățean. Și ce pensie în mediu primește un polițist? Diferită, reșind din funcțiile pe care le deține. Deci începând de la 3.000 și dacă a deținut o funcție de conducere, ajunge și la 7.000. Tot dumneavoastră ce pensie primiți? 6.400. Uh-huh. Anterior ați avut un proces de judecată cu CNAS, l-ați câștigat. Care a fost motivul? Și o să-i susțin toți colegii mei care o să le fie încălcate drepturile și cu un sfat și doar în prevederile, cu prevederile legale. Ce drept v-a fost încălcat? Eu am plecat la pensie în anul 2012 și unii mi s-a calculat o pensie de 3.300 de lei. Apoi eu m-am întors în sistem și am mai activat încă 5 ani staj și am mai acumulat. În toată această perioadă, mie mi s-a oprit pentru fondul de pensionare, din salariu. Eu am trecut la alte etape, primind și gradul de colonel și au fost reformele în cadrul sistemului de salarizare, astfel considerând că mi s-a calcat un drept. Mie mi s-a furat, în cazul dacă nu aveam câștig de cauză, consideram că statul m-a dezis de fluid, da. Cu ghilimele exact, de rigoare. Exact. Și ca să terminăm emisiunea pe o notă pozitivă, ați fost în vacanță sau nu? Am fost în concediu pe 3 zile. Unde? În interesul cetățeanului. Cred că este o chestie de familie și o să o păstrez doar în familie. Ține de viața mea personală, deoarece eu am plecat în concediu. Înțeleg. Eu vă mulțumesc, domnule Voicu, pentru timpul acordat și pentru o oră și ceva de emisiune și sper să ne revedem curând într-o altă ediție. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost pentru astăzi. Ne vedem data viitoare cu un nou invitat. La revedere!